Era inevitabil să nu dezvolt o anumită pasiune în direcția asta. Am fost înconjurat de avioane timp de mai bine de 25 de ani lucrând la aeroportul din Arad. Am fost introdus în această lume a machetelor de avioane prin 96 și de atunci am investit foarte mult timp în pasiunea mea. În momentul de față, cred că am asamblat peste 300-350 de modele la diferite scări. Modelele vin în cutii, sunt piese de plastic de culoare gri împreună cu instrucțiunile de montaj, iar mai apoi depinde de mine să le asamblez și să vin cu idei creative acolo unde ceva lipsește sau nu se conformează cu designul real al avionului. Toate modelele pe care le realizez ilustrează un avion militar real din diferite perioade istorice. Sunt fericit să afirm faptul că această pasiune mi-a adus și câteva premii cu care mă mândresc, printre care și locul 1 la categoria hobby, la unul dintre cele mai mari concursuri de modele din Europa, concursul de la Moson din Ungaria. Deși în prezent nu mai lucrez în cadrul aeroportului, pasiunea pentru avioane va rămâne mereu, dedicând în continuare mult timp și efort înspre realizarea cât mai exactă a unui model.